ultimele acorduri ale imnului României se aud în Hampden Park. O seară răgoroasă se lasă peste Hampden Park. Bate un vânt subțire, dar este o vreme frumoasă pentru Scoția în luna martie, ni se spune. Frumoasă, ați văzut, este și atmosfera, pentru că Bertie Fox a convocat pentru această partidă celebra Tartan Army, adică Galeria Națională Scoțiene, într-un gest care vrea să refacă legătura cu reprezentativa Scoției. Vlad Enăchescu și Emil Grădinescu vă invită la acest meci. Scoția și România sunt două echipe aflate în reconstrucție după ratarea calificării la Euro 2004. Ambele formații încep pregătirile pentru noua campanie care va debuta în toamnă. Preliminarele campionatului mondial, ediția Germania 2006. Este într-adevăr frig, sper să rezistăm până la sfârșitul acestei partide. România întâlnește Scoția pentru a șasea oară în istorie. Ați auzit probabil despre palmaresul de până acum al întâlnirilor directe, dar sigur că vom discuta pe parcursul transmisiunii despre acestea. Haideți să vedem care sunt cele două distribuții care vor începe partida. România în poartă este Stelea, jucător de câmp cu numărul 2 Stoican, 3 Răzvan Raț, 4 Adrian Ienci, 5 Cristi Chivu, 6 Ovidiu Petre, 7 Florin Cernat, 8 Florentin Petre, 9 Ionel Ganea, 10 Adrian Mutu și cu numărul 11 Daniel Pancu. Scoția cu Gallagher în poartă, o așezare 3-5-2, Kennedy, Presley și Daly sunt cei trei stopperi. În fața lor Caldwell, o apariție nouă, iată după 2 ani Caldwell revine la echipa națională. 4 la mijloc, McCann, Cameron, Ray și Alexander, de la stânga la dreapta. Și în față perechea de atacanți Miller, Thompson. Sunt numai puțin de 8 schimbări față de amicalul cu Țara Galilor, pierdut de Scoția în februarie, scor 0-4. Al doilea gol cu primul gol cu Danemarca. Bancu evită un adversar. Șutul este însă imprecis. De altfel, niciun jucător al Stelei nu este prezent aici la Glasgow. Iată-l pe Cernat, schimbând mingea cu Ganea. Ganea șutează de la distanță, însă mingea trece alături. Spre dezolarea lui Cernat, dar și a lui Mutu. Ganea putea să combine. Foarte bine au plecat ai noștri pe acest contraatac. Iată, în acest moment sunt 4 oameni cu fața spre poartă, față de 3 apărători scoțieni. Ganea a încercat o finalizare în forță. Caldwell. O recuperare a lui Ovidiu Petre, care oprește atacul scoțian. Și acum o intrare dură, o intrare puternică a lui Kennedy la Ganea. Iată-l pe Kennedy hotărându-se să-l atace pe Gane. Și se pare că vârful nostru de atac a știut să pună piciorul. Lovitură destul de dură. Oricum este o lovitură liberă pentru scoțieni. Asistentul a semnalizat un foul la acel duel între Ganea și Priestley. Cred că Ganea a pus piciorul în așa fel încât Kennedy să simtă asta. John Kennedy este debutant în naționala Scoției. A jucat foarte bine cu Barcelona. Urât. Kennedy a jucat foarte bine cu Barcelona și l-a determinat pe Bertie Fox să-l cheme la echipa națională. Iată în imagine pe antrenorul Scoției, cel care a dat primele motive de neliniște. Scoția este o forță în acest sport. Șoavă se încălzește pe marginea terenului. Este și acolo și Andrei Cristea. Vedem această lovitură liberă în favoarea echipei noastre. Minutul 37 al partidei. Chivu se pregătește să o execute. Aglomerare mare în careul advers. Șutul lui Chivu cu pământul și este gol! 1-0 pentru România. Gol marcat de Chivu în minutul 37. Cred că portarul scoțian a fost mai atent la mișcările de trupe din care, iată... Cred că a fost și o deviere. Da, mingea sare din zid. Din zid. Gallagher se redresează târziu și Chivu și-a adus fără îndoială aminte că a înscris pentru Roma în meciul cu Juventus. A fost un gol mai frumos atunci, dar nu mai puțin important. Am văzut o reluare din spate, într-adevăr, Cameron este cel...
cel care a deviat această minge. Portarul scoțian plecase pe colțul scurt, pe teren. Mutu încearcă dintr-o bucată să trimită pentru Cernat. Cernat ajunge la minge. Lângă el este Crainy. Până la urmă Cernat stăpânește această minge și se înșurubează pe lângă Crainy, dar nu-l depășește. Îi vine greu să o facă pentru că el este stângaci și trebuie să scoată mingea pe interior. Pancu, Mutu, Pancu, Pancu! Este! 2-0! Iată, Vlad, ce înseamnă să știi cu mingea. Foarte frumoasă a fost prima preluare a lui Pancu. Un balon înalt, iată, revedem, și-a făcut mingea înalt, a driblat scurt și apoi 1-2-ul rapid cu Mutu. E drept că acolo a greșit decisiv și Priestley. Așa este. Priestley greșește. Vom revedea aici eroarea stopărului scoțian. Minge efectiv sare din el și totul este simplu după aceea pentru Pancu. Erau câțiva metri, nici n-avea timp Gallagher să reacționeze. Doboș ajunge din nou la marginea terenului după o scurtă discuție avută în tribună cu selecționerul Iordănescu. Probabil trebuie să transmită câteva date. Iată-l pe McFadden și este gol pentru Scoția. L-am lăudat pe Cristi ceva mai devreme. De această dată McFadden l-a păcălit pe jucătorul nostru. 2-1, minutul 12 al reprizei secunde. Revedem această acțiune. McFadden preia singur el, lângă el apare Kibu, însă îl depășește în viteză. Da, a fost omul lui Cristi Kibu. Până anul trecut McFadden era component al naționalei de tineret. O pasă în spate dificilă pentru golkeeperul scoțian. Mitea încearcă să oprească mingea, dar este final de meci. România câștigă, doamnelor și domnilor, primul meci amical important al acestui an 2004, aici la Glasgow cu Scoția. 2-1, au marcat Kivu și Pancu, minutele 37 și 51 pentru scoțieni, am scris cel pe care l-ați văzut în imagine, McFadden. Iată-l și pe autorul primului gol, Cristi Kivu. Victorie de moral pentru reprezentativa noastră, cu 2-1, cum spuneam. Cu atât mai mult cu cât este primul succes pe Hampden Park, iată o premieră pentru fotbalul românesc. 2-1 după un joc destul de bine articulat, un joc cu o posesie bună la centrul terenului. Din păcate n-au fost prea multe momente de strălucire, dar fotbaliștii români probabil că au simțit cât să forțeze ca să își asigure succesul final. Rămâne de văzut cât de greu va fi în continuare pentru Bertie Fox, ca selecționer al Scoției. Acest lucru însă ne interesează mult mai puțin. Surprinzător, deja tribunele sunt goale, este incredibil cât de repede au părăsit suporterii scoțieni tribuna. Așadar, doamnelor și domnilor, acesta a fost meciul amical Scoția-România, câștigat de tricolor cu 2-1. Emil Grădinescu și Vlad Rechescu vă mulțumesc pentru atenție. Legătura acasă, toate cele bune!